Hello, lume! Vorbim astăzi despre un subiect pe care l-am mai abordat, dar care mă... Hei, Vali! Care mă atinge cumva de fiecare dată, și anume rasele, câinii de rasă, când ni luăm, de ce ni luăm, de unde ni luăm, unde, cum ne uităm dacă ni se potrivește rasa respectivă și așa mai departe. E un subiect destul de amplu, destul de larg și mi-a venit ideea de a vorbi despre el în urma unor discuții. O parte din ele au avut loc pe social media, pentru că urmăresc 1001 de pagini de dresaj, de rescue, de rasă, de o grămadă, de toate națiile, tot ce ține de lumea asta canină, urmăresc. Și am și un ceai aici. Să beți și voi un ceai cu mine dacă vreți. Și una din discuții era pe un grup de Akita, pe care, mă rog, evident că sunt având Akita, un grup din România, de pe Facebook, în care nu odată am văzut persoane care își iau un pui de Akita sau primesc un pui de Akita sau... Mă rog, și nu e vorba numai de Akita, e vorba de orice rasă, da? Cred că e valabil și la alte rase. Acum, întâmplător, am și eu Akita și urmăresc grupul ăsta, dar sunt convinsă că există același tip de posteri pe orice grup de oricare rasă din România sau chiar și de afară. Sper, sincer, că din afară mai puțin. La noi am văzut destul de multe cazuri din astea. Persoană care primise un pui de Akita de, nu știu, nici nu mai știu, 5 sau 6 săptămâni și nu știa ce să facă cu puiul și dacă e ok să-l lase afară, că îi plânge în casă și chestii de genul ăsta. Lucru absolut normal, dar ce s-a întâmplat acolo, la mijloc? Practic, persoana primise de la un prieten acel pui de Akita, prietenul luase de la un samsar, evident că nu dă niciun crescător sănătos la cap un pui de orice rasă la 5-6 săptămâni, mă rog, nu-l vinde, nu-i caută stăpân la vârsta aia și așa mai departe. Și persoana era cumva depășită de situație, chiar dacă era vorba de un pui de așa, mă rog, vârstă fragedă, da? O altă situație a fost acum câteva zile, când am vorbit cu o prietenă, al cărei partener se hotărâse, ținea morțiș, nu doar că se hotărâse, să accepte cadou de la tot așa niște prieteni un pui de șarpei. Din nou, mă rog, am ajuns la discuția asta pentru că prietena mă întreba dacă la ce vârstă să înceapă dresajul și chestii de genul ăsta, na, de care, lucru care mă ocup și eu. Salut, Elena! Și evident că am întrebat un pic mai departe, pentru că știind-o pe ea, nu e genul de persoană care să, mă rog, ar se înhame la responsabilitatea creșterii unui câine. Și am zis, păi da, ok, pentru cine întrebi de chestiile astea? Că m-a întrebat tot felul de chestii de dresaj, zic, ți-ai luat câine? A, nu, că prietenul meu, că vrea să-și ia șarpei. Și zic, ok, a găsit un crescător? Sau cum, ce și cum? Am început și eu să întreb un pic mai departe. Evident că nu găsise crescător, evident că niște prieteni buni, unul dintre ei avea un șarpei mascul, cealaltă prietenă avea un șarpei femelă și evident că ce au zis ei, păi arată bine amândoi șarpei, hai să îi mulțim. Ăsta este cumva subiectul despre care vreau să vorbim, cu toate că s-a mai discutat. S-a discutat pe live-ul cu Cocheltar Berner, canisa de ciobănești de Berna, așa, îmi stătea pe creier. Am vorbit acolo despre ce înseamnă un câine de rasă, cât se investește, ce înseamnă un pedigree și așa mai departe.
S-a discutat un pic subiectul ăsta. Cine, pentru care nu l-ați prins, n-a prins acel live, mergeți în urmă un pic pe cont și o să-l găsi. Nu, nu o să-l găsiți pe cont, pentru că atunci, pe vremea aia, nu se înregistra pe IGTV live-ul. Dar pe canalul meu de YouTube îl găsiți, pe Iulia Muntean, scris normal pe YouTube. Bun. S-a discutat asta. S-a discutat cu Care for Dogs, tot pe live. S-ar putea ca atunci deja să se fi înregistrat live-urile pe IGTV, deci pe ăla cred că îl găsiți pe cont aici. S-a discutat despre ce înseamnă rata de abandon din România, ce înseamnă adopțiile, ce înseamnă lumea asta, rescue organization, ONG-urilor și așa mai departe. S-a discutat și asta. O să mai bat apa în piuă și cred că o să mă repet și dacă mă supăr în ghilimele o să fac, cred că, un live din ăsta o dată pe lună în care o să vorbim și răzvorbim despre chestia asta. Pentru că urmăresc, repet, grupuri de rasă, grupuri de training, grupuri de rescue, grupuri de animale pierdute găsite, oameni din toate domeniile astea, nu doar grupuri, ci și indivizi, business-uri și așa mai departe, pagini de business și așa mai departe. Cam tot ce se poate urmări din domeniul câinilor, urmăresc și care m-a interesat sub o formă sau alta. Credeți-mă că sunt atâtea cazuri de abandon și de... Și vorbesc aici nu doar de câini... Hey, Gracie! Nu doar de câini metiși, vorbesc și de câini de rasă. Un al treilea caz și cu asta închid, mă rog, pentru cine n-a venit o să vedeți, salut Anca, pentru cine n-a fost de la Fix Fix o să vedeți pe înregistrare ce am vorbit până acum. Un al treilea caz pe care l-am auzit, mă rog, zilele trecute, întâmplător, de data asta era vorba de unul dintre clienții mei cu care am discutat, un deținător de Frenchie, de... salut, salut! De bulldog francez, câine luat tot așa de la random, cu tărică X, de la, cu camă căi, câine frumos, un Frenchie foarte frumos, o femelă, într-adevăr superbă. Omul, înainte să ne cunoaștem, se gândea să o împerecheze. De când ne-am cunoscut și am lucrat un pic cu el pe reabilitare, i-am zis... Băi, e frumoasă, îmi place, înțeleg de ce vrei să o împerechezi, dar nu o face. Sterilizează-o, e mai simplu și pentru ea și pentru tine și așa mai departe. Omul n-a împerecheat-o, dar nici n-a sterilizat-o. Și guess what? Atenție, om care stă la apartament, om care are câinele în apartament, nu mă întrebați cum s-a întâmplat pentru că nu știu să spun cum s-a întâmplat, știu doar că s-a întâmplat. A avut loc o împerechere nedorită. Practic, nu știu cum, femeia a ajuns în contact cu un mascul de schnauzer pitic necastrat. Frenchie cu schnauzer s-au împerecheat, odată le-a trebuit, a rămas gestantă, are 9 pui. 9 pui metiși. La prima sarcină. Deci, sincer, mă miră că a supraviețuit cu bine și că a dus sarcina până la capăt și a fătat cum trebuie, dar... The moral of the story, da? The moral of the story is spay and neuter. Adică, fraților, castrați-vă și sterilizați-vă animalele. Și am zis că vorbim de rase. Și astea trei povești cred că sunt destul de relevante și au cumva legătură între ele, pentru că și eu am câine de rasă. Și întâmplător, poate mai de rasă decât mulți care au câini de rasă, în sensul în care are și pedigree, adică e luat de la crescător legitim, toate actele în regulă, știu genealogia, știu tot ce trebuie despre el, are riscuri foarte mici de probleme ale rasei, da? Și m-am interesat înainte să-l iau, adică a fost o alegere studiată și gândită și nu luată la impuls, da? Și nici pe aspect. Asta e o paranteză, nu vă luați câini de o anumită rasă pentru că vă place cum arată rasa aia. Da, și aspectul contează, luați și factorul ăsta în calcul, dar să nu fie principalul factor. Luați în calcul, dacă vreți să vă luați un câine de rasă, cum se potrivește rasa aia pe stilul vostru de viață, pe temperamentul vostru, pe energia voastră, pe tot. Și luați în calcul dacă, nu vorbesc, atenție, niciodată n-am zis, îți trebuie spațiu ca să ai ciobănesc de Berna sau îți trebuie
Nu știu, nu știu câți bani ca să ai un, habar n-am, ceva mare, că îi trebuie multă mâncare. Sau habar n-am, ceva de genul ăsta. Nu o să zic asta. Pentru că știu că se poate, nu mănâncă niciun câine exagerat de mult, indiferent de rasă, și nu contează spațiul dacă tu îi asiguri nevoile zilnice. Dar ce o să vă zic este, odată, când vrei să te duci să-ți alegi un câine de rasă, și dacă vrei să mergi pe o rasă anume, never, ever, ever, ever nu vă luați de pe net, din anunțul de pe OLX, din prietenul care vi-l dă aproape pe gratis sau chiar pe gratis și așa mai departe. Uite, pe situația asta cu șarpeiul luat de iubitul prietenei mele, cadou. Deci n-a dat niciun ban pe câinele ăla. Dar arată ca un șarpei, arată fix ca un șarpei. E rasă? Nu e rasă. Dacă n-are un pedigree în spate, eu nu pot să bag mâna în foc că, virgulă, câinele ăla are doar șarpei în el. 100% este doar șarpei. Nu pot să bag mâna în foc de că nu o să aibă probleme ale pielii. Și am spus și ei chestia asta. Băi, dacă îl dau banii afară din casă, să-și ia pe gratis șarpei. De ce zic asta? Chiar văzusem o memă foarte drăguță zilele trecute și i-am trimis-o și ei cu ocazia asta. Pentru că avusesem discuția asta înainte. Mema era ceva de genul, era un vet cu un bulldog în brațe și spunea acolo, support your local veterinarian, buy a bulldog. Cam așa e și cu șarpeiul. Nu, Doamne ferește, nu zic să nu vă luați șarpei dacă vă place rasa, dar căutați un crescător legitim. Pentru că chiar și așa sunt riscuri mari, pentru că este o rasă foarte pretențioasă, ca și bulldogul, da. De asta am trimis mema aia, că era același lucru și la șarpei. E o rasă foarte pretențioasă. Dacă nu o iei de la un crescător care a crescut pe linii de sânge, care nu aveau problemele specifice rasei sau le aveau la un nivel foarte, foarte scăzut sau cu probabilitate extrem de scăzută să apară, aproape că te legi la cap că o să apară acele probleme. Adică aș putea să bag mâna în foc, o să apară acele probleme, da? Mai degrabă decât aș putea să bag mâna în foc că e rasa șarpei. Și atunci, dacă nu vrei să-ți îmbogățești veterinarul și să support your local veterinarian, da? Lasă mai mulți bani la crescător, dar mai puțin la lung pe cei 10-15 ani de viață ai câinelui, da? Ia-o întotdeauna o decizie informată, o decizie responsabilă. Gândește-te, fă-ți calcule cât te costă când pleci în vacanță, să lași câinele cu cineva sau să-l iei cu tine, că ambele costă, sunt diverse feluri, cât te costă întreținerea, dacă ai un câine de anumită rasă, uite, exact chestia asta, da? Bun, ai un Frenchie, ai un bulldog, ai un bulldog englez, ai un Sharpei, ai, nu știu, alte rase. Uite, la Akita, de exemplu, știu că există riscul de probleme pe partea ochilor, în general, la ei, da? Trebuie să te pregătești moral și financiar cumva pentru lucrurile astea, da? Trebuie să te aștepți la ele. Nu pun rău în față, dar e bine să fii pregătit, da? Uite-te la temperament. Nu-ți lua Rottweiler dacă nu știi, în primul rând, genealogia din spate. Atenție! Probleme de temperament și de comportament se pot transmite și pe cale genetică. Da? Dacă mama avea sau tatăl avea o fire mai dominantă, mai sau poate agresivă, tendințe agresive, puii pot să primească chestia asta de la părinți. De asta e bine să te duci să vezi canisa, să vezi care sunt părinții acelui pui pe care îl iei, ce nu știu, cum sunt, cum interacționează cu tine, cum interacționează cu puii, cum interacționează cu alți câini, cum interacționează cu stăpânul și așa mai departe, sau crescătorul, mă rog. O grămadă de mici detalii de genul ăsta trebuie să vezi înainte să te gândești să-ți iei un câine de rasă. Dacă nu ai disponibilitatea for some reason, nu ai timpul, banii, s-ar putea să nu fii pregătit pentru un câine de rasă. Nu trebuie așa mult timp, că nu trebuie să te duci până la Arad și înapoi ca să vezi o canisă, de exemplu.
Zice aici Anca, vedem noi pe pielea noastră acum asta. Da, Anca care are husky. Tot așa, luat cumva, na, necunoștință de cauză, dar Anca acum învățați și lucrați cu asta, ceea ce e foarte bine. Dar de asta zic că vreau să fac live-urile astea la modul ăsta de conștientizare cumva, pentru că multă lume nu știe și nu știe, nu că nici nu se fac campanii de informare atât de vaste, nu pe rase, se fac pe sterilizare, pe adopții, se fac campanii și cam atât, ceea ce nu e rău, e foarte bine că se fac și astea. Dar pe informarea asta a publicului larg, mai ales în România, unde mentalitatea este foarte mult pe trebuie, ma, deci sunt cineva dacă am o rasă, nu sunt nei ca nimeni care are pe gheoarla de pe stradă. E mentalitatea asta, da? Repet, nu e vorba de... Eu am avut și câine din adăpost, am avut... De fapt, am avut doi câini din adăpost. Am avut și câini și am crescut și câini de rasă. E... The same, contează cum îl crești la urma urmei. Nu e o chestie de fiță sau ceva. Din momentul în care am învățat treaba cu pedigriurile și când am învățat ce înseamnă un câine cu adevărat de rasă, eu am luat decizia pentru mine că atunci când o să-mi iau un câine și o să vreau o rasă, să merg doar pe linie de crescători legitim care știe ce face. Și când zic știe ce face, credeți-mi, am văzut documentație de la crescători de Bull Mastiff, care e următoarea rasă pe care eu o să, mă rog, la care o să mă orientez. Cred că avea omul ăla vreo pe puțin 10 cărți legate de rasă. Și nu știu câte cărți legate de creștere, legate de temperament, împerechiere pentru temperament și așa mai departe. Deci, bine, și asta vorbesc așa doar de maculatură, dar omul are, e un crescător de renume și are grijă ce face acolo. O chestie pe care o puteți face ca să distingeți cumva dacă este crescător sau nu, că multă lume nici măcar nu știe. Vede anunțul pe internet, vede niște pui, poate vede și părinții chiar pe poze, da? Dar merg acolo și puiul e gata undeva deoparte, nu intri în casă sau nu intri în spațiu, nu vezi mama, nu vezi tatăl, nu vezi frați, nu vezi nimic. Nu e crescător. Un crescător nu face lucrurile așa. În primul rând, un crescător nu o să-ți dea un pui decât după ce te trece prin focurile iadului legat de chestionare și te întreabă de la Ana la Caiafa cine și cine sunt părinții, cred că te întreabă, da? Deci ăla este crescător. Dacă n-ați trecut prin niciun chestionar, nu ați luat de la crescător. Și dacă vă spune că vă mai trebuie 100 de euro ca să vă dea pedigriu, iară nu e crescător. Pedigriu nu costă, costă 50 de lei sau ceva de genul ăsta ca să-l scoată orice crescător. Și n-o să-ți dea niciun crescător un pui fără pedigriu, da? Adică fără actul de pedigree. Când zic pedigree, pentru cine este complet ignorant legat de subiect, nu vorbesc de mâncarea, da, mâncarea pedigree, vorbesc de un act. Așa, că am mai întâlnit și cazul ăsta. Da, deci sunt multe, multe aspecte de luat în calcul. Nu ezitați să solicitați ajutorul unui specialist. Dacă voi nu vă pricepeți, dacă sunteți la, nu știu, poate primul sau al doilea câine, vreți să vă luați încă un câine, habar n-am, nu știu. Sau oricum, pentru cine ascultă asta, dacă ești în investigare legat de pedigree și ce înseamnă, mergi cu un specialist. Și nu mă refer la specialist în rasă, că, mă rog, nu prea există, adică nu poți să te duci cu cineva specializat pe rasă care nu e crescător. Așa, dar du-te cu un specialist pentru a-ți alege câinele potrivit pentru tine. Multă lume iarăși își ia câini din niște rase. Uite, Akita. Eu când mi-am luat, că iarăși dau pe ce cunosc first hand cumva, da? Salut, Didi. Akita e o rasă, nu, n-a zice nici ușoară, nici grea. Dar când mi-am luat Akita, mulți dintre dresorii cu care interacționam atunci m-au întrebat: bă, dar de ce ți-ai luat Akita? Adică știi că n-o să ai treabă cu el, nu? Adică n-o să ai nicio... Cum s-au exprimat? Mulți s-au exprimat: știi că n-o să poți să-i faci așa, gen să-l iei de fălcuțe și să-i faci așa.
tot felul de prejudecăți legate de rase și asta apropo de la profesioniști în domeniu, deci nu de la lumea de pe stradă, da? Pentru că omul are tendința să vadă rasa prin cumva, n-aș zice printr-o prejudecată, nu știu cum să mă exprim aici, prin niște ochelari, da? În sensul în care, da, Akita este așa, Husky e mereu așa, Golden nu e așa, Labradorul e mâncăcios, nu știu, Frenchul este zăpăcit, ăștia micii toți sunt lătrăcioși, indiferent de rasă. Mai ziceți voi, nici nu știu, că sunt o grămadă de clișee legate de rase, da? Nu, din experiență nu este chiar așa. Este vorba mai mult de câine decât de rasă. Genetica aș spune cuvântul pe tot ce înseamnă sănătate, ceva din temperament și aspecte, evident, și talente. Talente însemnând la ce e bun câinele, dacă nu o să ții un Frenchie ca să facă vapor din apă, că nu e bun la așa ceva neapărat, da? Pot fi și excepții, dar specific nu e, da? Deci, talent, sănătate, trăsături, da? Cam astea sunt motivele rasei, ca să spun așa, dar toți câinii, indiferent de rasă, sunt câini, da? Deci mai întâi sunt câini, apoi sunt rasa X sau Y. Și atunci, ne alegem rasa după ce ne gândim, ok, în speță, temperamentul rasei respective tinde să fie așa. Ne așteptăm că un ciobănesc o să fie mai bățos, da? Și o să caute să adune haita sau să adune, mă rog, familia cumva, da? Ne așteptăm ca un labrador să aibă tendințe spre noți, să-i placă să se bălăcească, să fie un pic mâncăcios într-adevăr, dar nu înseamnă că nu se pot gestiona toate trăsăturile și nu se pot duce la un nivel mai fain. Dacă ești o fire foarte activă, ești alergător de maraton, mergi toată ziua, bună ziua, pe munte, în fiecare weekend ești ba acolo, ba acolo, nu-ți lua un câine care, nu-ți lua un bulldog englez, dacă ești genul ăla de persoană. Nu pentru că n-ar putea, dacă îl înveți, uite cum este Fuchi al meu, Akita tipic nu este cea mai activă rasă sau cea mai muncitoare, dar în același timp e un câine care poate să ducă, poate să fie în ritmul meu, da? Zice aici Gracie că are frică de apă, ea. Salut, George! Da, sunt labradori. Toți câinii au inițial o frică de apă. Ei trebuie învățați cumva că apa nu le face rău. De fapt, frica e mai degrabă de. Depinde cum ai introdus-o la apă și așa mai departe. Sunt multe de discutat acolo, Gracie. Însă. Da, deci dacă ești genul ăsta de persoană, nu-ți iei un bulldog englez. Nu pentru că n-ar avea energia, ci pentru că n-are neapărat constituția să facă sport alături de tine. Pe ăla nu poți să-l iei la alergare cu bicicleta sau la alergare cu tine de maraton sau la munte de 20 de ori pe lună și așa mai departe, pentru că nu poate să ducă fizic. Da? Nu-ți iei în același timp, și am mai discutat subiectul ăsta, nu-ți iei Malinois sau ciobănesc german sau o rasă mai de lucru, da? Și o ții în casă toată ziua, bună ziua, și te aștept să fie couch potato ca și tine. Nu merge nici așa. Trebuie să te orientezi un pic, repet, nu doar, și Husky, uite, că tot zicea Anca mai devreme, da? Depinde de Husky, sunt și Husky mai pe chill, mai puțin, dar sunt. Însă e bine dacă ți-ai luat un Husky să te uiți un pic la istoricul. Istoricul lor ce zice? Că este un câine care a fost făcut, rasa lor în sine, din strămoși, da? A fost făcut să tragă, să alerge și să tragă. Nu poți să-i consumi energia prin plimbări lungi, structurate și așa mai departe, prin obediență, agility, că tot vorbisem săptămâna trecută, da? Dar el are talentul ăsta să fugă și să tragă. Trebuie să-l pui să fugă și să tragă. Odată la ceva timp, într-adevăr, dar nu poți să fii numai pe chill cu el, dacă nu merge. Ăla e câine de așa ceva, da?
dacă aveți voi sau aveți prieteni, acum dau dintr-un alt altar, aveți prieteni care au câini de rasă, care înseamnă, uite, așa cum este Charlie al Ancăi, un husky foarte frumos, de altfel un exemplar frumos, dar fără pedigree, da? Sincer vă spun, nu mă interesează cât de frumos e câinele. Și Fuchi e frumos. Fuchi avea și pedigree, aș fi putut teoretic să-l montez, da? Să-l dau la montă. Mi-a spus crescătoarea, atenție, deci crescătoarea care, na, crescătorii în general nu spun să-l castrez câinele dacă nu e cazul. Mi-a spus din prima, de când l-am luat, băi, când ajunge la vârsta potrivită, castrează-l, că ăsta nu e câine de împerecheat, pentru că are acele gene recesive care se pot transmite, da? Chiar dacă e frumos, că e frumos, l-ați văzut în poze, da? E o chestie de egoism din punctul meu de vedere și nu numai din punctul meu de vedere, dar subscriu la filozofia asta, e o chestie de egoism să vrei să-ți montezi câinele doar pentru că este frumos. Nu te gândești la repercusiunile pentru cățea, da, în primul rând, dacă e cățea ta, cu atât mai mult, dar și dacă nu e, dacă ai mascul și, mă rog, există o cățea disponibilă pentru acea cățea, da? Nu știi prin ce trece, nu este așa un proces frumos, vai, e natural și orice cățea e fain să se simtă și ea odată mamă, nu e deloc fain pentru ea, e nașpa. Nu știu dacă voi ați trecut printr-o sarcină, dar nu e așa, nu am trecut nici eu, dar a trecut mama mea, că, mă rog, e o diferență de 15 ani între mine și sora și am văzut, la vârsta aia puteam să percep un pic ce înseamnă o sarcină. Nu e așa ușor, adică nu e ceva frumos și mamă ce mișto e. Are ups and downs, destul de multe downs, de fapt, da? Deci, nu vă gândiți la cățea, nu vă gândiți la pui, pentru că puii, dacă ies cu probleme, cine se ocupă de ei? Dacă omul ăla care are cățeaua n-are chef să se ocupe de câini cu probleme, sau n-are timp, sau n-are bani, sau nu, whatever, X motive, da? Dacă nu se știe că puie Romanian point and howl. Welcome. Dacă nu se știe că puii au probleme și dezvoltă problemele în timp, de exemplu, da? Să zicem labrador, da? Poftim, ai doi labradori frumoși și hai să-i împerechem că sunt frumoși. Dar nu au pedigree niciunul, da? Sau poate au pedigree. Chiar și în cazul în care au pedigree, repet, cum a avut cum are Fuki. Și câinii cu pedigree nu toți se... yeah, nice point and howl. Yeah, it's Romanian, it's similar. We borrowed some. If you wanna join, I can speak English. I think everyone can understand English, so I can switch, it's no problem. But let me know. Ok, și dacă e cu pedigree, tu nu ai capacitatea să... N-ai mai crescut câini. Nu te-ai educat în sensul ăsta, nu... Și nu mi-o servis pe aia că e un proces natural, ăia de pe stradă cum se împerechează, ăia de pe stradă majoritatea ajung la ecarisaj și ăia care se împerechează sunt abandonați în pungi pe câmp. Cam așa se împerechează ăia de pe stradă. Deci nu e... There's no easy way around it, ca să spun așa, da? Nici cu pedigree nu e ok să-l împerechezi tu, care ai câinele cu pedigree plus încă un deținător de câine cu pedigree. Cum e ok să împerechezi un câine cu pedigree care, atenție, are și drept de montă, deci nu doar că are actul de pedigree, te-ai dus cu el în niște expoziții, ți-ai căpătat dreptul de montă, adică cineva, un arbitru specializat, cum a fost Cristina Epuraș pe live, acum câteva live-uri, da? Ți-a dat ok-ul că acel câine e în standarde, este apt, n-are probleme vizibile de sănătate sau de aspect sau așa mai departe, e în standardele rasei, poți să-l împerechezi, deci ai făcut chestia asta, plus pedigriu și te duci cu câinele la un crescător. Pentru că are nevoie poate de un mascul de montă și nu mai vrea să-i solicite pe ai lui. Sau are nevoie de o femelă de montă și nu mai vrea să le solicite pe ale lui. Există chestia asta. Aici, da, perfect ok, faceți chestia asta. Pardon. Dacă nu e cazul de așa ceva, nu faceți montă, punct. Nu mă interesează cât de frumos și drag și vreți un pui de la câinele vostru. Sunt mii de pui out there. Puteți să vă luați un câine la fel de frumos ca câinele vostru, și am făcut și cacofonie, cu pedigree de la un crescător. Nu trebuie să-l împerecheați pe al vostru. Sunt atâția pui de aceeași rasă care arată la fel de bine, nu vreți să știți.
Zice Gracie, mai ales că animalele n-au nicio vină. Corect. Ele nu știu. La ele e doar instinct. La ele nu e o chestie de plăcere. N-are nicio treabă cu plăcerea, nu mai umanizați. Da? La ele este strict o chestie de instinct. Acum simt că trebuie să fac asta, n-are nicio rațiune în spate, n-are nicio emoție la modul nu s-a îndrăgostit câinele tot de alt câine și așa mai departe. Da? Deci nu e chestia asta. E toate astea sunt mintea noastră ca umanizare. E o chestie de instinct pur. Da? Și nu o pot controla. Nu e ca și ca la noi, că la noi, la urma urmei, nu e ca și când odată pe lună, când ai menstruația, trebuie să te împerechezi că mori. Sorry că o dau așa direct, dar asta este, așa e, da? Nu, tu te poți controla, n-ai un instinct neapărat în chestia asta și asta este. Ei nu au chestia asta. Ei au a nature's pull, a nature's force care îi atrage așa și nu știu ce-i cu chestia aia. Ei știu doar că există un instinct și trebuie să-l satisfacă, da? Bun. Deci, în afară de cazul de care am spus mai devreme, nu vă montați câinii. Nu povestiți asta dacă auziți pe la țarc, pe la random discussions pe net. Aveți un prieten care are un prieten care vrea să-și împerecheze câinele. Dați-l link la live-ul ăsta, nu știu, faceți ceva, dați-i o informație omului ăluia. Pentru că, repet, este foarte, foarte selfish chestia asta. Încă o dată, pui ăia, dacă nu s-au născut cu o problemă cu vizibilă pe loc, poți să dezvolte probleme. Că ziceam de labrador, da? Ai doi labrador frumoși și îi împerechezi cu sau fără pedigree, atenție. Da? Dar fără drept de muntă, fără ce am zis mai devreme. Acei labradori pot să aibă un risc foarte mare de displazie de șold, da? Care este riscul în general la labradori. Transmit puilor, stăpânii nu știu pentru că dacă e, mai ales dacă e câinele tânăr, nu se știe că are displazie de șol, că dacă are până în 2 ani sau 2 ani jumate, s-ar putea nici să nu se vadă sau să se simtă, dar el e cu problema acolo, da? Transmit la pui, pui peste un an au displazie de șol. Cine? Cine din stăpânii ăia? Cum asiguri tu că viitorii stăpâni ai puiilor tăi, făcuți din câinele tău, da? Ajung pe mâini bune, ajung pe mâini de oameni care și-au luat o responsabilitate pe 10-15 ani, ajung pe mâinile unor oameni care au dispoziția să investească câți bani trebuie să investească la o problemă de sănătate de genul ăsta și așa mai departe. Deci sunt atâtea semne de întrebare acolo încât n-ai cum fizic să, da? Să fii în controlul tuturor acelor chestii. Gândiți-vă la exemplu de mai devreme cu persoana care a avut împerecherea nedorită între Frenchie și Schnauzer, da? 9 pui. Unde găsești tu, în condițiile în care asociații precum Care for Dogs se chinuie și oameni individuali, rescueri, îi văd în fiecare zi pe Facebook că mai postează, am găsit alt câine, am mai găsit un câine, bă, l-ai pierdut și sau l-am găsit și nu are, e de rasă, dar n-are chip și nu știu ce-i cu el, etc., etc., tot felul de cazuri, da? Unde găsești tu stăpân responsabil pentru 9 metiși? 9 metiși, da? Că există iarăși riscul ăsta. Ții câinele necastrat că săracul băiat să nu îl rămână fără ouțe sau săraca fată să simtă și ea odată că face pui. Dar nu știu când îi face, dar vreau eu la un dat să o dau la pui. Cândva, într-o zi cu soare, da? Nu știi cum din greșeală se întâmplă o chestie de genul ăsta. De ce săriști? Te trezești tu, dacă ai, mai ales dacă ai femela, te trezești cu, hai nu 9, te trezești cu 5, cu 7 pui. Unde găsești tu 7 stăpâni responsabili care la vârsta potrivită a acelor pui o să-i castreze, care o să, repet, tot ce am zis mai sus, da, o să aibă grijă de ei 10-15 ani, o să investească cât e necesar să investească, mâncare calitativă, etc., etc., da? Dresaj, dacă e cazul și așa mai departe. Nu! Unde-i găsești? Eu am fost și eu rescuer o vreme, acum niște ani, când stăteam în Brașov. Credeți-mă că nu e ușor să găsești stăpâni pentru animăluțe, fie ele pui sau nu. Nu e ușor deloc să găsești un stăpân responsabil. Nici nu știu cum să mai punctez chestia asta ca să fie foarte, foarte clar că nu e o idee bună. Nu mai...
nu mai încercați și acum, bine, eu vorbesc cu voi că voi sunteți aici și vorbesc și cu cei care o să asculte ulterior zilele următoare și mă adresez ca și când aș vorbi acum cu voi, deși știu că sunteți oameni responsabili și nu e cazul, dar o spun pentru a mia oară ca să fie acolo pentru posteritate, da? E foarte, foarte egoist, dar este și un egoism ne... Nu-ți dai seama că de fapt tu ai niște probleme nerezolvate, emoționale, poate niște traume psihologice și așa mai departe, nerezolvate, pe care le pui în cârca câinelui tău, da? Prin prisma faptului că, de exemplu, nu ai un... poate ești într-un cuplu de X ani și n-ai un copil, l-ai luat pe câine, l-ai transformat în ghilimele în copilul tău, da? Pentru că tu vrei un copil, dar nu știi cum să exprimi chestia asta sau nu sunteți în... Whatever, nu contează motivele. E o chestie în spate acolo care ție spune să-ți... că ai nevoie de ceva pe care să-l îngrijești. Ți-ai luat câinele, l-ai făcut în copilul tău. Acum vrei să fii și bunic, pentru că ai fetița ta, trebuie să fie mamă odată și să fii și bunic. Și poți să păstrezi și tu un pui, că doar ești stăpân responsabil și nu lași toți puii la așa. Unul ții tu și ceilalți doi o să meargă la prietenii apropiați care tot îți spun că abia așteaptă un pui de la cățelușa ta. Prietenii apropiați, apropo, o să vezi cât de apropiați sunt în momentul în care îi pui în fața faptului împlinit de a-ți lua un câine. O să vezi că nu mai sunt așa apropiați și nu mai vor așa câinele, așa cum credeai tu. Dar revenind, nu, încercați să vă analizați, încercați să citiți, să ascultați audiobook-uri, nu știu, să faceți tot ce e necesar ca să vă vindecați voi propriile traume, nu știu, răni emoționale și așa mai departe. Cu toții le avem, nu zic numai de voi, și eu am trecut prin procesul ăsta, am avut și eu de rezolvat chestiile mele și așa mai departe, dar ideea este să nu puneți câinele să împlinească acea chestie pentru voi. Tu nu ai, sau poate nu poți, uite, poate nu poți să ai copii. Ca femeie, da? Și vrei neapărat copii. Tu îți satisfaci acea nevoie prin sarcina, gestația, pardon, cățelei tale, da? Deci instinctul tău matern iese cumva la suprafață prin faptul că o vezi pe ea că își duce sarcina la capă și așa mai departe, dar nu faceți chestia asta, nu e o chestie sănătoasă de nicio culoare pentru nimeni implicat, da? Și de asta vedem o grămadă de câini, inclusiv de rase, în adăpost. Și mor de ciudă când văd, uite cum a fost exemplu prietenei mele cu iubitul ei care voia șarpei, o grămadă de oameni, că prin conversație la un dat s-a strecurat, e nebunit după șarpei. Ok, și eu am fost nebunită atunci când am vrut să-mi iau Akita, am avut o vreme în care eram numai Akita, vedeam. Băi, dar am luat un compendiu de Akita, l-am studiat din scoarță în scoarță, atâta, gros, nu așa, da? M-am uitat pe toate articolele posibile pe care le-am găsit pe net. Am avut Akita în gazdă, am văzut cum sunt. Am reabilitat Akita înainte să-mi iau Akita și așa mai departe, da? Deci am lucrat un pic, m-am dus, am făcut vreo 3 vizite la canisă până să-mi iau câinele și toate chestiile astea, adică nu sunt... Dacă îți place o rasă, ești nebunit după rasa aia, poate pentru aspect, nu știu, că să fim serioși, mulți nu-și aleg rasa, îmi place labradorul pentru că așa de bun aportor este, în afară de cineva care e implicat în vânătoare de rase, nu văd un om care să-și ia rasa pentru cât de bună e la ceva, da? În general o iau pe aspect și atunci, măcar fă-ți research-ul ăsta, da? Basic. Eu aș zice că e basic să citești o carte despre rasa respectivă, să-ți iei de-a fi rapăr Google-ul pe toate cele 20 de pagini de rezultate despre rasa respectivă, să vorbești eventual cu un specialist în comportament canin legat de rasa respectivă, da? Dacă a avut experiență cu acea rasă și așa mai departe, să vizitezi una, două, trei, cinci canise pe care le ai în apropiere sau dacă nu le ai în apropiere, du-te... Fă-ți timp, o dată pe lună, du-te în vizită până la o canisă de la depărtare și vezi cum sunt oamenii, cum sunt câinii, ce-ți povestește crescătorul ăla despre rasa respectivă și așa mai departe. Și fă chestia asta, da? Nu știu,
fă un research, du-te la adăposturi inclusiv, du-te la două, trei adăposturi, vezi dacă au rasa respectivă în adăpost, s-ar putea să ai surpriză să găsești efectiv câinele exact așa, arată ca rasă și este acolo, e gratis, da? Nu trebuie să dai bani. Acum nu este nici rasa pură, gen, dar la fel pățești și dacă îl iei de la samsar, e același lucru, nu e ca și când e diferit din adăpost față de samsar. La unul e diferit că nu dai bani, da? Sau dai o sumă foarte modică, la celelalte mai și plătești pentru nimic, practic, da? Faceți research-ul, faceți go through the works, da? Înainte de a lua o rasă. Și repet, asta cu adăposturile, multă lume n-o face, sunt atât de multe rase. Dacă te duci numai la Aspa Mihăilești, dați like paginii Aspa Mihăilești pe Facebook, pentru că postează în fiecare zi ce câini au mai găsit, pierduți, adunați de pe stradă și mai departe. Aspa nu este, atenție, din ce știu eu, nu este ONG, este instituție de stat și Aspa îi ține 2 săptămâni, din ce știu. Repet, corectați-mă dacă greșesc, dacă știe cineva, dar din ce știu eu îi ține 2 săptămâni, odată găsiți, după care îi eutanasiază, da? Uitați-vă pe pagina lor când intră în fiecare zi, că pun poze cu fiecare câine intrat și așa mai departe. Sunt câini frumoși, unii sunt câini de rasă, sunt câini, unii chiar fără probleme de comportament, care stau acolo și mor în adăpost, mor în ghilimele. După 2 săptămâni mor în adăpost, că asta pot spune că se întâmplă, da? Când tu ce faceți ei, de ce mulțești? Nu înțeleg de ce ar mai vrea oamenii să mai mulțească când deja sunt atâtea variante. E varianta adăpost, e varianta crescător, e... Nu știu, orice variantă vrei, dar sunt variante, da? Care sunt ok, mă refer. Nu faceți chestiile astea. Și, repet, dacă aveți o rasă mai... fiți inventivi în a găsi jocuri, în ghilimele, care să antreneze rasa, care să scoată talentul ăla la suprafață, dar care să-l scoată atunci când vreți voi. Dacă voi nu antrenați rasa, nu lucrați, mă rog, nu lucrați talentul acelei rase, el o să iasă la suprafață când e lumea mai dragă și când nu trebuie. De asta, de exemplu, mulți pitbulli au ajuns să fie, și amstaffi au ajuns să fie văzuți ca și rase periculoase și, mă rog, cu probleme și așa mai departe, pentru că atunci când tu nu satisfaci câinele, în primul rând, animalul, hai să o luăm așa ca știți voi, ca mai vorbit, animalul trebuie satisfăcut câinele, specia, și apoi rasa, da? Rasa nu se iasă la suprafață dacă animalul și specia sunt satisfăcute în întregime, da? Rasa o să iasă la suprafață atunci când câinele a fost neglijat, adică specia, când animalul a fost neglijat, adică energia cei comunicat cu el, care a fost raportul între energia lui ca animal și energia ta ca animal la bază și așa mai departe, da? Atunci o să iasă rasa la suprafață și nu o să fie frumos. Când iese rasa la suprafață, în general, folosește acele trăsături ale rasei într-un scop, nu destructiv, dar negativ în general. Da? Și ce fac oamenii care și au, nu știu, pitbull, amstaff și așa mai departe și rase puternice în general, da? Le iau, again, ca un simbol al statusului, că vreau rasa aia care arată mișto și e, mă face să par dur și mai știu eu ce. Nu fac absolut nimic. Nu există structură, nu există reguli, nu există exercițiu fizic, mental, stimul, nu există nimic. Există nebunie, ok. Nu facem nimic, efectiv, da? Stăm în casă, ieșim până la pișu, ne jucăm un pic, tragem de o sfoară și aia este, cam asta este activitatea, da? Faci chestia asta, după care te miri peste un an jumate, doi, de făcut chestia asta, da? Că îți sare la gât și după aia dai vina pe rasă, pe e pitbull și de-aia ăia la 3 ani nebunesc. Nu nebunesc la 3 ani, dar și tu dacă ai stat 3 ani închis în casă și n-ai face nimic, ia gândiți-vă un pic la izolare. S-ar putea să sar la gâtul cuiva când ieși din casă, la câtă frustrare ai acumulat acolo, da? Deci e... Ia un pic din perspectiva asta.
E valabil pentru orice rasă. Am dat exemplu cu pitbullii pentru că ei sunt mai cunoscuți. Sunt cazuri mai multe de pitbull cu probleme pentru că rasa iese foarte mult la suprafață, dar pentru că niciodată nu se ocupă cineva să le împlinească specia. Gândiți-vă la daddy-a lui Cezar, pentru cine îl știe pe Cezar și cine s-a mai uitat la emisiuni. Daddy-a lui Cezar era pitbull și junior, pe care îl are acum, care e bătrânel și el pitbull, da? Câini foarte calm, câini foarte respectoși, pentru că întotdeauna le satisface animalul și specia, da? Rasa nici nu intră în calcul, never ever n-a intrat în calcul, da? Deci fiți orientați pe, atunci când vă alegeți rasa, pe ce puteți să-i oferiți ca și exercițiu fizic-mental, să împliniți întâi animalul și câinele, castrați-vă câinii la vârste potrivite. Acum, am auzit tot felul de chestii, dar sunt multe păreri, sunt atât de multe păreri pro și contra. Eu personal mi-am castrat animalele la diferite vârste. Pe primii doi câini am castrat în jur de un an, un an jumate, cred, de fapt, amândoi. Pe Chili, el a fost castrat la un an. Fuki a fost castrat la 8 luni. Niciunul din ăștia, din câinii ăștia, n-a avut probleme cauzate de castrare. Da? Nici probleme cu îngrășarea și unul dintre ei acum are, primul nu mai este printre noi, Jinx, care este la țară. El are, câți are? 2008, 12 ani împliniți, da? Deci o vârstă onorabilă pentru un câine. Chili are deja 4 ani în octombrie, da? La fel e perfect ok. Fuki face 3 ani în noiembrie, la fel perfect ok, da? Pisicile au fost castrate și ele la mine în casă. Nu este cazul acum să vorbim de pisici, dar la urma urmei și la ele e stigmata asta că se îngrașă după castrare. Lisa e castrată de, și mai știu, de când avea un an, cred că. Și are, și ea tot așa, are 11 ani și ea. N-are niciun stres. Și chiar n-are niciun stres, nici grasă, nici... Da, nici grasă, nici frumos. Glumesc. Dar, da, deci, castrații cu încredere, nu prea devreme, pentru că, într-adevăr, e un sistem, sistemul hormonal joacă un rol important și trebuie să se dezvolte până într-un punct. Dar, iarăși, nu am văzut un câine slab dezvoltat care a fost castrat la 8-9 luni. Uite, Fuki. Fuki este mai mare decât Akita tipic și a fost castrat la 8 luni. Chili este mai lung și mai înalt decât labradorul tipic și a fost castrat la un an. Nu le-a influențat dezvoltarea lor pe mărime faptul că au fost castrați de vreme, da? Deci nu mai luați balivernele astea. Nu e o problemă să, repet, cu îngrășatul. Dacă tu ții mâncarea sub control și nu dai 7000 de trituri de 7000 de feluri în fiecare zi, nu o să crească în greutate, n-are nicio treabă greutatea cu castrarea, da? Și așa mai departe. Și evitați o grămadă de riscuri, cum am mai zis. Evitați riscul de cancer de prostată la masculi odată cu trecerea timpului. Evitați riscul de acumulare de frustrare sexuală și de diverse comportamente negative bazate pe asta. La femei, și nu mai spun de durerile specifice, pentru masculi, ca la bărbați, da? Blue balls. Dacă nu se împerechează de 2 ori pe an, uite, iarăși, punctul ăsta nu l-am atins. Mai sunt oameni care au mentalitatea, îl las odată să se împerecheze și după aia îl castrez, să vadă cum e, sau îl las odată și după aia o să fie ok, că s-a împerecheat odată și nu mai acumulează frustrare și așa mai departe. Niciuna din variante nu este ok neapărat, da? La a doua variantă, pentru că multă lume am întâlnit în contextul ăsta, oricum va trebui să-l castrezi și după ce a fost montat odată, pentru că aia e atunci, aia e valabil pentru atunci, da? Pentru o jumătate de an. După care, după jumătate de an, iarăși are același instinct, aceeași nevoie. Nu e ca și când l-ai montat odată și toată viața este ok. Nu, el de fiecare dată când intră femelele în călduri, odată la 6 luni de zile, are acest instinct. Dacă nu îl satisface, again, la mascul, blue balls. Bărbații care sunt pe live, dor, da? Și știți, nu îl treceți pe câine prin chestia asta și vă mirați după aia de ce face pe nebunul în casă și distruge și sare pe tine și te montează și mai știu ce mai face. Pentru că nu e plăcut, da? E o frustrare.
Deci faceți chestia asta, faceți-le un pustiu de bine, da? Și castrații pentru că se simt și ei mai bine. Femeile la fel, e dureroasă perioada de, mă rog, de călduri, așa că nu-mi venea. E dureroasă pentru femeile, nu este plăcută, nu e ceva, ma, ce mișto, iară sunt în călduri. Nu, e... Haideți, ca să înțelegeți, fetelor, duceți durerile menstruale la un alt nivel, înmulțiți-le cu 10, nu știu, ceva de genul ăsta, da? Nu este plăcut și este ceva ca un nici care trebuie, da? Scărpinat, ca să spun așa. Deci, nu le treceți, nu are sens să vă treceți câinii prin așa ceva și nici pe voi, sincer, pentru că, iarăși, să stai la fundul unei cățele care... Să fii moașă, da? Și vă spun din perspectiva în care am fost moașă. Nu e cel mai plăcut lucru din lume și cel mai ușor. E, repet, dacă sunt complicații, ce faci? Trebuie să stai cu vetul pe telefon în secunda aia, să fie la on call și așa mai departe, costuri. Femeia nu știe dacă este o mamă bună, sunt cazuri în care ea nu știe cum să se comporte cu puii, poate să-i omoare din greșeală și așa mai departe. Sunt o grămadă de chestii, nici nu vă pot spune mai multe un crescător. Uitați-vă pe live-ul cu, repet, cu Cochelt Bernard de la, da? Gabriela. Acolo s-a vorbit mult despre ce înseamnă să duci o gestație până la capăt, da? Și așa mai departe. Sunt multe, multe lucruri, nu e ușor, da? Deci nu vă jucați cu chestiile astea, nu vă jucați nici cu viața câinilor. La urma urmei, poate să moară masculul nu când se împerechează, dar pentru femelă sunt riscuri foarte mari, da? Mai ales dacă este rasă mică. La rasele mici, cum sunt, repet, și mai ales la rasele cu botul turtit, da? Sunt riscuri super mari să aibă complicații la naștere, să facă tot felul de chestii. Și tu, dacă nu știi și dacă nu ești în secunda aia pe fază să... Nu știu, să ai vetul la îndemână sau să știi tu ce să faci. Poate să nu supraviețuiască nici ea, nici pui. Și ce ai făcut? Ai vrut să-ți montezi, să ai un pui și nu mai ai niciun câine, nu ai niciun unul, nici doi, da? Nu e de joacă cu chestia asta și nu e așa ușor cum pare, da? Știu cum am tot bătut apa în piuă pe chestia asta. Dacă aveți și voi întrebări sau nu știu, dacă aveți situații, dacă aveți exemple, dați-mi-le și voi în comentarii, ziceți-mi și voi de ce situații cunoașteți de genul ăsta. Repet, astea sunt trei. Zice Grace aici dacă este o vârstă maximă la care îl poți castra. Maximă nu există. Adică, bine, nu se recomandă neapărat să castrezi un senior care are, uite, dacă ar avea 13 ani câinele, n-are sens să-l mai castrezi pentru că s-ar putea să fie riscuri mai mari la anestezie decât la... Dacă a dus-o până la 13 ani fără probleme, e cam, adică oricum o să moară de bătrânețe, more likely, decât de o problemă de genul ăsta. Și dacă o să moară de o problemă de genul ăsta, oricum trebuia să moară de ceva, că e vârsta, na, știi? Dar maximă, cel mai bine e mai degrabă cu minima, știi? Adică nu mai curând de 8 luni. Eu aș zice nu mai târziu de un an, că n-are sens. E super bine dezvoltat la un an, nu se mai trebuie să crească mai mult decât crește până la un an, da? Și să și lățește în spate și să și înalță și după un an și dacă a fost castrat la un an, da? Asta. O excepție de la regulă, dar e cumva semi-excepție. Nu se castrează câinii de lucru care vrei să faci ceva. De exemplu, dacă vrei să te duci cu câinele, să zicem, cu masculul în speță, e vorba de masculin în mod deosebit, Grace are 1 an și 4 luni. Dacă nu e castrată, by all means, este un moment bun, da? E, repet, e ok dezvoltată, a trecut probabil și deja și printr-un ciclu de călduri. Și iarăși asta este o chestie, mersi că mi-ai amintit, e bine să castrezi câinele sau cățeaua înainte de primul ciclu de călduri. Și când zic asta la cățea e evident că înainte de primul ei ciclu, la mascul înainte să simtă prima dată femelele în călduri. Pentru că atunci când sunt pui și încă n-au intrat hormonii sexuali, ei nu fac diferența, nu știu ce înseamnă că au intrat femelele în călduri. Dar odată ce au depășit 8 luni și au prins un ciclu de căldură al femelelor, știu și iarăși deja intră. Am văzut diferența, de exemplu, la comportamentele de mont.
de montă, de călărit, humping, da? Mă ascult castrat înainte să... Uite cum e Fuki, Fuki niciodată n-a montat. N-a avut reflexul să monteze cu dragă Gracie. Pentru că nu a prins ciclul de căldură al femelelor. Am văzut însă mă ascult castrat după, fără să fi montat vreodată, fără să fi avut vreo împerechiere, dar au prins un ciclu de căldură al femelelor, montau chiar dacă erau castrați. Da? Deci dacă simțeau o femelă în căldură, aveau tendința să monteze chiar dacă erau castrați. E o diferență destul de... E slight difference, dar... But there is a difference, da? Așa. Și dacă ai un câine de lucru cu... Și vorbesc aici în mod special de mascul, pe care vrei să-l duci la competiții de agility, pe care vrei să-l duci la BH-uri și competiții de obediență, acolo nu se castrează, pentru că e nevoie de testosteronul ăla, da? Pentru drive-ul de lucru. Dar este o excepție foarte clară, deci din ce știu aici, cine a fost acum în discuție nu are vreun câine de genul ăsta și rare ori se întâmplă ca stăpânul de rând, de zi cu zi, să aibă un câine de genul ăsta care, ok, nu îl poți castra pentru că îl vrei activ și la lucru și așa. Pentru că în urma castrării se poate calma, se poate fi un pic mai chill, un mascul, de exemplu, și atunci, da, nu mai are drive-ul ăla de a sări peste toate obstacolele sau a face nu știu câte ore de lucru cu tine pe câmp, pe teren, da? Dar, repet, este o situație aparte, o excepție de la regulă, da? Pentru stăpânul de rând e cea mai faină soluție. Îmi pare rău că nu știu să vă dau, și dacă sunt în momentul ăsta, campanii de sterilizare și castrare gratuite. Știu că se fac, știu pe cineva care face sau făcea înainte de pandemie, dar le făcea în zonele rurale din afara Bucureștiului, de pe lângă București. În București, sau, mă rog, în țară cu atât mai puțin, dar la Brașov știu că se fac, Care for Dogs fac campanii de sterilizare gratuită și au un veterinar acolo care fac, deci dacă ne ascultă cineva din Brașov să știți că acolo sunt. Mergeți la Care for Dogs pe pagină, dați-le un mesaj în privat, întrebați-i și vă zic ei vă îndrumă. La București, nu știu să vă zic, eu pe Fuki, de exemplu, l-am castrat într-o astfel de campanie pentru că voiam să văd cum se lucrează într-o astfel de campanie. Da, dacă fac treabă bună, dacă, nu știu, folosesc echipamente de care trebuie, dacă câinele e ok și așa mai departe. A fost un risc asumat. Am zis, dacă tot recomand ceva, să știu ce recomand. Și n-am avut nicio problemă cu el după castrare. A fost foarte ok operația. Super, super și câinele și oamenii și toată lumea, da? Deci, cam asta a fost pentru astăzi. Dacă nu mai sunt alte întrebări, Gracie. Pentru că tot vorbei de rase, eu am luat Labrador pentru blândețe și pentru că sunt foarte inteligent, dar mi-am asumat și unele riscuri. Corect, corect. Da, să știi că am fost întrebată și cu asta o să închei, că nu o să ne mai permită Insta-ul. Am fost întrebată pe reabilitare, pentru că am lucrat cu destul de mulți și Labrador, dar și Retriever. La Retriever, chiar acum, la ultimul Retriever care am lucrat, mă întreba stăpâna dacă am mai întâlnit Retriever care e agresiv. Câinele nu era agresiv, dar mă rog, dacă am mai întâlnit eu. Și da, am întâlnit. Adică, repet, e o chestie de și de genetică și de cum a fost crescut, dar în general, cu toate că sunt blânzi, într-adevăr, labradorii și retrieverii în teorie, în practică depinde cum îi crești. Că dacă îi răsfățat până în pânzele albe, mai ales retrieverii, pentru că sunt mai cute așa când sunt mici, că au blănița aia și arată nu știu cum și arată ca o jucărie, nimeni nu le dă nicio regulă. Toată lumea îi lasă să se urce în cap, să facă ce vor, să... Nu poți, că e așa drăguț că nu poți să-l cerci și nu poți să-i zici nu și nu știu ce. Devin niște spoiled brats și au niște atitudini în astea pushy și așa, încât singurele, și-am mai spus asta și o mai spun, singurele mele mușcături prin prisma meseriei au fost de la Golden. N-au fost de la rase puternice, n-au fost de la... Am lucrat și cu Rottweiler și cu o grămadă de rase. Dragilor, ne închide Insta-ul. Da, sunt mâncăcioși și Labradorii și Goldenii, dar pot fi educați. Eu vă pup, ne vedem joia viitoare și castrați-vă câinii.